Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava face publice măsurile de prevenire a răspândirii SARS-CoV-2 la efectuarea curățeniei în sectorul non-medical. Astfel, înaintea începerii activității, personalului în cauză îi se va măsura temperatura corporală, la lucru fiind admiși numai lucrătorii sănătoși. Angajatorilor le revine sarcina de a instrui lucrătorii cu privire la asigurarea unei igiene respiratorii corecte, conform recomandărilor autorităților din domeniul sănătății, cea de asigurarea controlului medical periodic al acestora. La reluarea activității, curățenia se face în toate unitățile dezinfectate cu mare atenție, urmând a fi obiectele vizibil contaminate, cum ar fi cele din toalete, clanțele, telefoanele, balustradele și butoanele de lift. Folosite vor fi materiale textile, role de hârtie și mopuri, alături de detergenți și soluții dezinfectante în conformitate cu instrucțiunile în vigoare. Deșeurile provenite de la persoane suspecte de COVID-19 se adună în saci menajeri din plastic, în așa fel încât să se evite dispersarea. Deșeurile trebuie stocate în locuri sigure la care nu au acces alte persoane până la sosirea rezultatelor testelor sau minimum 72 de ore. Dacă testele sunt negative, deșeurile pot fi tratate ca fiind normale. Dacă testele sunt pozitive, acestea trebuie corectate de auto Autoritatea de salubritate ca deșeuri infecțioase ori de o firmă specializată în colectarea acestora pentru tratament corespunzător.